Salutare din nou! De data asta sunt încântată, pentru că îmi plac foarte mult cuburile Rubik, dar nu sunt în stare să le rezolv decât cu schema în față și cele care sunt 3x3. Iată că de data asta avem un cub Rubik din Lego. Adică avem cubul, care se mișcă foarte ușor, o să vedem, plus fețele de Lego. Da? Iată ce ne spune gradul de dificultate. Bine, acum depinde de la om la om. 3 din 5. Pentru mine poate să fie 7 din 5. Da? Și pornim să-l desfacem. Și cu asta ne jucăm. Astea sunt fețele de Lego. Și ăsta e cubul care se mișcă fantastic de repede. Ia, uitați-vă la el. E o plăcere. Da? Îmi place maxim. Și uite așa, dragi copii, o să le puteți arăta la părinți, bunici, prieteni, cum puteți voi să faceți cubul Rubik. Hai să vedem cum arată piesele de Lego. Opa, așa. Și începem. Una câte una. Și la un moment dat, când nu vă mai dați seama cum să-l rezolvați, desfaceți pur și simplu aceste fețe de Lego. Se pun foarte ușor. Haideți să vă arăt cum se și desface, să vedem cum e cu desfăcutul. E, la desfăcut nu e chiar așa ușor. Cred că trebuie să folosesc ceva ușor ascuțit ca să le desfac. Pentru că se prind foarte bine. Asta e un lucru bun, ca să nu te trezești că scad. În momentul de față eu nici nu am unghii. Da? Am făcut o față. Iată cubul, l-am făcut, arată încântător, se simte super la mână, se mișcă fantastic de bine și de repede. Încă o dată, regret că nu pot să vă fac o demonstrație de cum se mixează și apoi cum se rezolvă acest cub. Nu pot decât să-l mixez și apoi să îl desfac și să-l fac la loc. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest filmuleț, vă mulțumim și sper că vă place acest cub, foarte interesant. Vă așteptăm și la alte filmulețe și la revedere!